Hello guys, today we're gonna talk about or read about Mircea Eliade. Okay, so let's get started. This, by the way, this is how he looked like. Okay, let's find out more about him. Mircea Eliade, născut în 28 februarie, 13 martie 1907, București, România, și a murit la 22 aprilie 1986, Chicago, Illinois, USA, a fost istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor de origine română la Universitatea din Chicago din 1957, titular al Catedrei de Istoria Religiilor Sewell L. Avery din 1962. Naturalizat cetățean american în 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor, autor a 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o temă variată, opera completă a lui Mircea Eliade ocupă peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Este membru post-mortem al Academiei Române din 1990. Copilăria și adolescența. Născut în București, a fost fiul al lui Gheorghe Eliade, al cărui nume original fusese Elemia, și al Janei. Familia se trăgea dintr-un neam de răzeși moldoveni din ținutul Covurului. Și o soră, Corina, mama semioticianului Sorin Alexandrescu. Familia s-a mutat din Tecuci și București, în ultima instanță, stabilindu-se în capitală în 1914 și și-a achiziționat o casă pe strada Melodiei, actualmente strada Radu Cristian numărul 1, în apropiere de piața Rosetti, unde Mircea Eliade a fost locuit până târziu în adolescență. După terminarea învățământului primar la școala de pe strada Mântulească, Eliade a devenit elev al colegiului Spiru Haret, fiind coleg cu Arșavin Acterian, Haig Acterian, Petre Viforeanu, Constantin Noica și Barbu Brezianu. A publicat la revista Vlăstarul. Devenit apoi interesat de științele naturii și de chimie, dar ca și de ocultism, și a scris piese scurte pe subiecte entomologice. În ciuda tatălui său, care era îngrijorat de faptul că își pune în pericol vedere și așa slabă, Eliade citește cu pasiune. Unii dintre autorii preferați este Honor de Balzac. Eliade face cunoștință cu novelele lui Giovanni Papini și cu studiile social-antropologice ale lui James George Frazer. Interesul față de cei doi scriitori l-a dus la învățarea limbilor italiană și engleză. În particular, începe să studieze persana și ebraica. Este interesat de filozofie și studiază lucrările lui Vasile Conta, Marcus Aurelius și Epictet. Citește lucrări de istorie și în special pe Nicolae Iorga și B.P.H.D. Prima sa operă a fost publicată în 1921, Inamicul viermilor de mătase, și urmată de cum am găsit piatra filozofală. 4 ani mai târziu, Eliade încheie munca la volumul său de debut, volum autobiografic, romanul adolescentului miop. Eliade, gânditorul. Mircea Eliade avea o serioasă formație filozofică încă din România. După o pubertate dificilă de intens studiu solitar, începând din 1925, adolescentul este aproape unanim recunoscut ca șef al generației sale. Încă de la vârsta de 14 ani, începuse să scrie articole de entomologie care tratează o surprinzătoare imaginație, iar ceva mai târziu primele romane. Romanul Gaudeamus, terminat în 1928, partea a doua din romanul adolescentului miop, cuprinde informații autobiografice interesante despre prima întâlnire cu viitorul lui profesor de logică și metafizică, Nae Ionescu,
care avea să aibă o influență decisivă asupra carierei sale. Recunoscând talentul și cunoștințele lui Mircea Eliade, Nae Ionescu i-a dat o slujbă la redacția ziarului Cuvântul. Deși părerile posterității sunt împărțite, Nae Ionescu a avut meritul de necontestat de a fi sprijinit tinerele talente ca Eliade sau Mihail Sebastian. Influența italiană. Dorind să-și lărgească orizontul intelectual dincolo de cultura franceză, pe atunci dominată în România, nantă în România, Eliade învață limba italiană și cu ocazia unor călătorii în Italia îi cunoaște personal pe Giovanni Papini și pe Vittorio Machioro, care aveau publicații în domeniul istoriei religiilor. O indiscreție a tânărului Eliade, care publică un interviu luat lui Machiavelli, menționând unele remarci amare ale acestuia asupra regimului lui Mussolini, i-au provocat acestuia neplăceri. În 1929 își ia licența cu o teză despre filozofia italiană în timpul Renașterii. India secretă. După cultura italiană, filozofia indiană devine a doua pasiune a lui Mircea Eliade. Obținând o bursă particulară, începe să studieze limba sanscrită și yoga cu Surendra Dasgupta în Calcuta. Întors la București, locuiește între 1934 și 1940 în imobilul aflat pe Bulevardul Dacia, numărul 141. Își dă doctoratul în filozofie cu o disertație despre yoga. În 1933 capătă mare popularitate romanul Maitrei, bazat pe experiența din India și pe date autobiografice. Între 1932 și 1943 publică mai multe volume de proză literară, eseuri și lucrări științifice. Despre romanul său Maitrei. Puține opere din literatura universală tratează același fapte în viziunea inerent diferită și chiar contradictorie a doi scriitori care au fost în același timp protagoniștii lor. Pentru români, romanul Maitreya al lui Mircea Eliade a constituit generații de rândul a devenit o adevărată încântare. Demn de menționat este faptul că prototipul personajului principal al cărții a trăit cu adevărat până în 1990 în țara Vedelor și a Upanishadelor. Era fica lui Surendra Dasgupta, un filozof indian, și se numea Maitrei Devi. Tânărul Mircea Eliade avea, când o cunoscut-o, 23 de ani, iar ea 16. Adolescenta scria versuri apreciate de Rabindranath Tagore și avea să devină o cunoscută poetă indiană. Înaintea dintre Maitrei Devi și reputatul scritolog român Sergiu Ai George, la Calcuta, în 1972, a declanșat scrierea unei noi cărți, Dragostea nu moare. Turburătoarea poveste de dragoste din anii 30 a primit astfel o replică magistrală de la însăși eroina ei, Maitrei, în carte Amrita. După 42 de ani, romanul răspuns, It Does Not Die, Dragostea nu moare, scris mai întâi în Bengali, a fost tradus și publicat în limba engleză în 1976. Ne cufundăm în timpul lecturii în peisajul și mentalitatea indiană cu mirifica ei lume a miturilor, ritualilor și simbolurilor. Coloana vertebrală a cărții pe față este însă relatarea cu autenticitate și cu geniu a celei mai mari minuni a lumii, înfiriparea sentimentului de dragoste, fericirea iubirii împărtășite și destrămarea ei. Mircea și Amrita din Dragostea nu moare, ca și Alan și Maitrei din Maitrei, pot sta alături de nemuritoarele cupluri Paul și Virginia, Tristan și Isolda, Romeo și Julieta. Dragostea nu moare, 1976, cartea apărută până acum în limbile bengali, engleză, germană, spaniolă și română, nu are încă o notoritate planetară a romanului Maitrei, 1933. Ea însă înaintează triumfal pe aceeași cale a consacrării universale. Eliade și extrema dreaptă românească. De la mijlocul anilor 30, Eliade, aparținând de grupul din jurul lui Nae Ionescu, a aderat la Mișcarea Legionară, în cadrul căreia devine un activist cunoscut. Acest lucru s-a manifestat în articole pe care le-a scris despre diferite publicații, despre care și ziarul oficial al mișcării Buna Vestire, dar și prin campania electorală pentru alegerile din decembrie 1937. Eliade a fost arestat pe data de 14 iulie
1938, în timpul unei campanii împotriva gărzii de fier, campanie autorizată de regele Carol al II-lea. La vremea arestării, tocmai publicase Provincia și legionarismul din vremea, ministrul de interne Armand Călinescu, considerând că Eliade ar fi autor de propagandă legionară. Eliade a fost ținut timp de 3 săptămâni în arest la sediul siguranței statului de la Malmaison, unde s-a încercat a-l convinge să semneze o declarație de disociere de garda de fier, dar el a refuzat să o facă. În prima săptămână a lunii august a fost transferat la un lagăr provizoriu din Miercurea Ciuc. În urma unui atac de hemoptizie în octombrie 1938, a fost dus la sanatoriul din Moroeni. A fost eliberat pe 12 noiembrie 1938. Eliade și-a estompat ulterior activitatea legionară. În timp ce scria articole antisemite, a luat poziție față de expatrierea unor mari intelectuali evrei și și-a menținut amiciția cu evrei ca Mihail Sebastian. Anumiți exegeți ai operei sale au comentat faptul că Eliade, de fapt, nu s-a dezis niciodată de ideologia legionară, preferând să nege ulterior că ar fi autorul unora dintre articolele care i-au purtat semnătura și al cărei idei de faptă mistic-totalitară sau antisemite ar fi regăsibile în operele sale științifice. În ceea ce privește opera literară, drama Ifigenia a fost interpretată de unii comentatori, în frunte cu Mihail Sebastian, a fi o alegorie a morții lui Corneliu Zelea Codreanu. Conform Doi CVL, el a fost rinocerizat de legionarism și pronazism. Anii de maturitate. Începând din 1958, Mircea Eliade se stabilește la Chicago ca profesor de istorie comparabilă a religiilor din Universitatea Loyola. Reputația sa crește cu fiecare an și cu fiecare nouă lucrare apărută. Devine membru al instituției ilustre, primește mai multe doctorate honoris causa. Ca istoric al religiilor, Mircea Eliade a pus accentul asupra conceptului de spațiu și timp sacru. Spațiul sacru este, în concepția lui Eliade, centrul universului, pe când timpul sacru este o repetiție a elementelor de la originea lumii, lumea considerată ca orizontul lui, anume grup religios. De această concepție, științele umane arhaice erau orientate în timp și spațiu, cele moderne ar fi dezorientate. Dar și în omul modern ar exista o dimensiune ascunsă, subconștientă, guvernată de prezența secretă a unor profunde simboluri religioase. Catedra de istorie religioasă de la Universitatea din Chicago îi poartă numele. Ca dovada vastei sale contribuții la literatura specializată din acest domeniu, la catedră i-a urmat profesorul Wendy Doniger. În ultimii ani de viață, în ciuda serioaselor probleme de sănătate, Eliade a continuat să lucreze editând cele 18 volume de Enciclopedia Religiilor, adunând contribuții pe ultimul volum din istoria credințelor și proiectând un compendiu al lucrărilor sale de istoria religiilor care să apară sub forma unui mic dicționar. Mircea Eliade a murit la vârsta de 79 de ani, scuze, pe 22 aprilie 1986, la Chicago, fiind incinerat a doua zi. Eliade, artistul. Opera sa literară stă mărturie acestei convingeri de viață, fresca și problemele existențiale din epoca pe care a trăit-o. Întoarcerea din Rai 1934, Huliganii 1935, sunt romane fantastice în care Eliade acceptă existența unei realități extrasenzoriale. Omul este în căutarea propriilor sale forțe ascunse, este instrumentul acestor forțe pe care nu le poate controla. Această filozofie personală exprimată în Mircea Eliade atât în novelele memorabile, cum ar fi La Țigănci, 1955, cât și romanul Noaptea de Sânziene, 1971. Posteritatea lui Mircea Eliade. După moartea sa, Eliade a fost atacat de Adriana Berger, cea care s-a ocupat de aranjarea hărților din biblioteca lui Eliade incendiată din 1
din 18 decembrie 1985 cu acuzații de antisemitism, fără a aduce dovezi prefigurând linia atacurilor repetate pe care au urmat. În România, după 1990, s-a început publicarea unei a doua părți a celor 40 de volume de opere științifică și literare, preferându-se reeditările, astfel că în 20 de ani nu s-au reușit publicarea integrală a operei eliadești. Valorile spirituale promovate de Eliade au continuat să anime proiecte culturale și după 1990, moment în care a redobândit un statut de autor mitic, în sensul discuției în jurul unei opere neintegral publicate în România. Actualitatea scrierilor lui Eliade este probată de traducerea post-mortem a multora din scrierile sale, în spaniolă, italiană, portugheză. În rândul tinerilor, redescoperind libertatea religioasă, literatura fantastică și fronda specifică tânărului Eliade a redeșteptat interesul pentru operă și viața autorului. Viața privată. Eliade a fost căsătorit de două ori. Prima lui soție a fost Nina, cu care s-a căsătorit în 34, iar a doua soție a fost Christinel, care s-a căsătorit în 48. Wow! Look how many works. Very, 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 very interesting character. It's a pity that he didn't actually remain in Romania to live here and to maybe write here. But on the other hand, I'm sure that in US he had more opportunities to write, maybe more freedom to write. So I think this was a good idea that he actually moved to Chicago. So guys, thank you very much for listening. Mircea Eliade is a very, very interesting author. You should definitely read some of his works in English or Romanian or whatever you find. And I'm sure that you'll like him. So thank you very much for listening, and I wish you, like always, a very beautiful day ahead. Bye-bye.